Țările Uniunii Europene pot folosi Paxlovid, pastila anticovida Pfizer, chiar dacă nu a fost terminată evaluarea completă a medicamentului în vederea autorizării. Pacienții care riscă forme severe ale infecției ar trebui să înceapă tratamentul cu Paxlovid cât mai curând posibil după diagnosticare sau un termen de 5 zile de la debutul simptomelor, dar nu când au nevoie de oxigen suplimentar, a precizat Agenția Europeană pentru Medicamente. Nu mă vaccinez nici de-aș muri, ținând cont de reacțiile adverse care tot s-aud peste tot și care pot să apară când nu te aștepți. Nu imediat ce faci vaccinul atunci, ulterior așa. Deci, în consecință, nu m-aș vaccina nici mort. Dar despre o pastilă, ce părere ați avea? Ce pastilă? Anticovid. E proastă, tot cum am și despre vaccin. Nu știu că cu atâtea minciuni care se face, nu știu cum e treaba. Dumneavoastră ați încercat, ați luat o pastilă anticovid? Nu. Nu. Și mult am lui Dumnezeu că e bine. Ei mai dăm cu țuică, caldă. Datele publicate în această săptămână au arătat că pilula Pfizer a avut o eficacitate de aproape 90% în prevenirea spitalizărilor și a deceselor la pacienții cu risc ridicat, iar datele recente de laborator sugerează că medicamentul își păstrează eficacitatea împotriva Omicron, care se răspândește rapid. O părere bună. Faptul că s-a adoptat și s-a adoptat această părere, pastila e foarte bine, pentru că scade numărul de infectări și o luăm după recomandarea medicului. Eu știu cum să o cred că da, e bună pastila. Tot joi, Agenția Europeană a Medicamentelor a aprobat două noi tratamente pentru tratarea COVID, și anume tratamentul cu anticorpi monoclonali ai celor de la GlaxoSmithKline și un medicament imunosupresor autorizat deja în UE pentru tratarea inflamațiilor.